vești bune pentru cetățenii comunei Vladimir. Primarul Marius Vijulan a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumului comunal DC44, care traversează localitățile Vierșani, Frasinu și Andreiești. Proiectul presupune reabilitarea unui tronson de 7,7 km, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 24 de luni. Această investiție va aduce beneficii majore pentru locuitorii comunei Vladimir, asigurând o infrastructură rutieră mai bună și facilitând transportul în zonă. Citez: vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și susținere. Vom continua să investim în dezvoltarea comunei noastre pentru a crea condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii, a scris edilul Marius Vijulan pe pagina de Facebook.